Zăpada și viscolul au pus stăpânire și pe raionul Glodeni. A nins toată noaptea și drumarii fac față cu greu nămeților. Dacă traseele naționale sunt dezăpezite cu chiucuvai, drumurile din sate se pierd cu totul prin zăpadă. În urma ninsorilor abundente din această noapte, drumurile au început să fie dezăpezite încă de la primele ore ale dimineții. Autoritățile asigură că traseele sunt practicabile. Situația la momentul orășelul Glodeni este normală, drumurile sunt dezăpezite, sunt implicate 4 unități la serviciului comunal. Deci, în primul rând, primordial se iau străzile centrale, pe urmă străzile secundare. Desigur, sunt și așa momente că tehnica este învechită, se defectează, se repară și din nou iese la dezăpezire pe străzile conform unui grafic. Se lucrează practic în ultimul timp non-stop, deci pe Republica este anunțat cod galben și desigur, deci serviciul comunal este, am spus așa, pregătit pentru de a întreprinde măsuri de dezăpezire pe parcursul acestei două zile. Desigur, se împrăște și materialul antiderapant pe străzi, pe trotuare și ne străim să menținem situația sub control. Cum este situația cu dezăpezirea în Balatina? În proces de lucru, cum v-ați simțit. Câte unități de tehnică ați contractat? Acum ați simțit în proces, principalul drumul principal este la drumuri trebuie să dezăpezească, să aibă acces și mijloc transport. Drumurile au fost dezăpezite, au fost curățite odată, astăzi până când încă nu e nici un mijloc de transport mișcare. Am vorbit cu drumuri asas, curățul drumul ăsta raional care ne leagă de Hârdieni, Glodeni. Prin sat drumurile până când mai ședem și mai așteptăm, că nu putem și gare jumătate de oră să punem tractor. Potrivit conducătorilor auto, ninsoarea care a acoperit străzile raionului nu le-a dat bătăi de cap. На сегодняшний день отличное состояние дорог. Я был на Глодяне. Ехал и не имел где пассажиру высадить, потому что площадки вот не чищены. Так и затрамбовали этот снег здесь. Фортеры, ярин нам фост, но я ракурицы тур. Да, с кумой? Да, с паркуляком и вин. Диалу лападор не дали гол, черди антидерапан, но нимик около. Кареш кумпуат, аша ардика диалу. Каре майли каучокуры буни, мерджи, каре, ну, și aderea pe devale. Așa, în mijlociu e la normal. În raionul Glodeni, lucrările de dezăpezire a traseilor naționale sunt efectuate de întreprinderea Societatea pe Acțiuni Drumuri Glodeni. În ultimile trei zile, în Moldova vor cădea ninsori abundente. Meteorologii au anunțat cod galben de pericol, iar joi se așteaptă un ger de până la minus 20 de grade Celsius. În condițiile ninsorilor abundente și a drumurilor înzăpezite, Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale avertizează populația să nu-și planifice călătorii de lungă durată. Gheața care se va forma pe râuri și lacuri va fi subțire, așa că amatorii de pescuit ar trebui să mai aștepte, cel puțin până pe 17 decembrie.